Așa. Căsuță plus 5 egal cu 9. Căsuță plus 5, adică cât plus 5 se facă 9? Dacă pus tu. Foarte tare. Căsuță plus 3 egal cu 7. Dacă tu te descurci, e foarte bine, fără să te duci la prietene. Pui tu cât crezi și până te verifici. Ia verifică dacă e făcut bine. Este 4 plus 3, 7? Unde? Miloșteț. Aici. A fost aici. Aici a fost. A fost bine. 3 plus 4. Așa. Unde? 3 plus 4 egal 7. Uite, este l-am avut. Excelent. Egal cu 7. 1, 2, 3, 4 plus 5 plus cât? Plus 3 egal cu 7. Deci e bine acum. Hai să mai punem din nou aici. 7 plus cât? Egal cu 10. 7 plus cât egal cu 10? Da. 6 plus cât este egal cu 10? Da, mă. Cât adunat cu 3 este egal cu 5? Cine a adunat cu 3 să facă 5? Cine a adunat cu 3 să facă 5? Ați zis, așa. Dar tu nu te-ai mai uitat la prieteni, te știu deodată. Te puteai să uitai la tine, la prietenul tău, și 2 și cu 3 fac 5, da? Dar nu te-ai uitat. Asta e foarte bine. Foarte bine. Da? Și acum, 5 plus cât este egal cu 9? Patru plus cât este egal cu 6. 4 plus cine se fac 6? Corect, mă. 7 plus cât se facă 9? Cu siguranță maxim. Bravo! Cine adunat cu 3 să facă 7? Cine adunat cu 3 să facă 7? Foarte rapid. Minunat. Cine adunat cu 6 să facă 10? Cine a adunat cu 2 să facă 9? Cine a adunat cu 2 să facă 9? Cine a adunat cu 4 să facă 8? Cine a adunat cu 5 să facă 4. Dacă se zice o greșeală, poți să spui. Aia altă poveste. Dacă vreau să fac vreo scădere. 1 minus 5 egal cu 4 nu se poate. Că e 1 mic. Trebuie mai mare decât 5 să fac. Dacă ai fost 5 minus 1, o să facem și cu scăderea. Gândește-te în loc de 1 altceva. Că trebuie să te gândești da, altceva. Da, să termin aici. Ai pus bine.
Cine, din cine să scam pe 5 ca să facă 4? Din cine? Care-i prietenul? Cine? Cine mai mare decât 5 ca să dea 4? Adică 4 și cu... 6? Dacă din 6 scazi pe 5, face 1. Ca să afli din cine, 4 și cu 5 cât face? 4 și cu 5. Caută 4 și cu 5 cât face? 4 și cu 5 știam noi. 4 și cu 5. Unde este 4? 4 și cu 5, pe aici trebuie să găsim. Uite, 4 și cu 5, o făcut 9. Dați? Și acum, din cine să scazi tu pe 5? Din 9. Nu pune buretele în acolo. Da. Deci 9 scăzute. Da? Din 9. 7? Da. 9. 9. 9. Deci ca să afli... Acum tu te-ai băgat în chestia asta. Te-am băgat eu, din păcate. Cu... Am ridicat odată ștacheta și am rămas în urmă. Eu am spus așa. Ca să revenim la ești. Din cine să... Cine și cu cine să facă 4? Adică cum? Lui 5 să mai pui ceva să facă 4? Trebuie să spui, omule, nu se poate. Nu se poate. Cum? Cui? Să mă adun eu 5 liniuțe să facă mai puțin? E chestie. Nu se poate. Sigur, rezultat. Da, rezultatul trebuie să fie mai mare aici decât cei doi. Asta e poza asta. Deci nu, ai greșit, trebuie să spui la mine. Ai greșit. Când mai prinzi așa ceva, îmi face observații. Deci, hai să spunem, să colectez 7. Cine și cu 5 fac 7? Hai, ai făcut asta. Doi, sigur că da. Acum, 3 plus cât? Să facă 10. 3 plus cine să facă 10? Încerci tot singur, da? Nu ne ducem la prietenul nostru. Sunăm un prieten. Dar nu ne ducem. Deocamdată încercăm până. Ești sigur? Spune, da, bucure, sunt sigur sau încă mă duc să văd dacă e bine? Ce părere ai? E bine? Dovedește-mi că e bine. Să ne ducem la prieten. Hai să vedem la 10. Lasă. A, vrei să știți căsuța? Lasă. Hai să ne ducem la prieten. Ia să vedem 10 de din cine se compune. Ia să vedem la 10. 3 plus la 10. 3 plus 7. Deci ai făcut foarte bine. Așa, dar trebuie să fii hotărât. Corect. 9 plus cât este egal cu 8? 9 plus cât se pun să fac 8? Nu se fac. Zi, da, așa foarte. Nu se poate. Dar sunt în engleză. Sunt în engleză. Nu se poate. Uite și. În engleză. It can't be. Și de ce? Eu trebuie, de ce? Că 9 este mai mare. 9 e mai mare decât 8. Da. Și rezultatul trebuie să fie mai mare decât cei doi. Da. Și atunci, ce? Asta e o greșeală, zi. Și atunci te modific. Nu am greșit eu. Și spun 10. Bine? Plus cât? Pune tu, completează. Corect. 4 plus cât este egal cu 7? Nu se poate? Ia să vedem de ce. Ce? 4 este mare. 4 e mai mare decât 7? Da. Păi sunt 4 liniuți și pe un 7 liniuți. Nu, 4 este mai mic. Deci merge. Păi, deci se poate. Da. Se poate, se poate. Da? Să vedem.
te scurci. A patru cât-ți mai e? Trei, mă, poate. Ia convinge-te că e bine. Ia du-te la prietenul tău. Ia du-te la prietenul tabla. Tabla ce vezi? La șapte. Căutăm tabla lui șapte. Aici era parcă. Aici este, uite, șapte. Șapte. De patru și trei. Vezi? Și ai făcut foarte bine. Foarte bine. Eu vreau astăzi. Pui tu, îmi pui mie întrebări? Gata, gata. Foarte tare. Foarte tare, dar mă urmăresc să nu greșesc. Tu ești profesorul. Gata. De acord cu tine. Sunt perfect de acord, dar tu mă urmărești. Te rog, pune-mă aici. Hai ca să e cel mai interesant, cât și eu pot să fiu elev. Așa. Plus cât. Șapte, da, egal cu. Hai că acum am pus în băgături. Deci mă întreb tu cine plus 7 să facă 10. Tu cred că știi răspunsul. Îl știi sau nu știi? Îl știi, cred. Eu dacă am, să am greutăți, tu ești foarte atent. Să nu cumva să greșesc. Când se și firmează și mă fac de toată bafta. Da? Dacă eu greșesc, tu intervii. Ești atent, da? Dacă m-am concentrat eu foarte tare și pun 2. Bine? Nu-i bine. Nu-i bine. Și eu știi ce fac? Mă duc la tabla lui 10, fiindcă nu m-am descurcat. Eu nu-mi spui răspunsul și eu nu știu să mă descurc. La 10. Așa, la 10. 10 aici este, cum ai zis, 7 cu cine adunat? 7 adunat cu 3. Asta era. Am greșit. Cu 3. Dar uite, chiar dacă m-am făcut de rușine, eu am recunoscut că n-am fost atent. N-am știut. N-am știut. De aceea, te rog să mai dai un exercițiu. Mai dai un exercițiu. Mergi încolo, te rog, și faci acolo. Acolo, mă, încolo. Deci, 7 plus cât să facă 1? 7 plus cât să facă 1? Plus cât egal cu 1? Cu 1 mai merge. La 7 cât să mai pun? Eu să rămân la fel. Să rămân la fel? Mă descurc. 0. E bine? Bravo. Vezi că felicită-mă și tu, Iunica. Ascultă-mă. Ei, nu te-am felicitat, dar mă felicit tu. Ce faci, măi? O socoteală grea. Ce mi-ai făcut aici? Dar lasă că tu acum ai băgat. Băi, Victor, dar nu pot să fac așa. Hai să stai de acolo, Victor. Nu stai așa, că nu mă descurc tu, dacă îmi șterg tabla, eu nu mai descurc. De ce stai aici în urmă? Victor, așa, stai aici în urmă și pune socoteala la care vrei tu. Pune pe asta, deși îmi pare foarte rău că m-ai pus. Ai dat una foarte grea. Nici nu știu să-l citesc. 1 da? Plus 120. 120, nu știu, 1 plus 120, adică la 120 mai pun 1, mai descurc, fac 1, 2, 121, adică 1 ăsta ocupă locul 0, ca și cum aș pune 1 plus 0, 1 plus 0 face 1, tot ce am copiat, 120, am pus acolo. Pune că mi-a plăcut asta. Foarte tare. 2 plus. Plus, da? Nu. 212. Cât 212?
mai mi se face. Doamne, ce faci? Adică o să mă... 356. Acum să mă descurc. 12 cu 6. Iau pe ăsta așa de la... Ăsta și cu ăsta, de la sfârșit. 12 cu 6. Îți face 12 cu 6. 12 cu 6. 12 cu 6, poate am 14 problema. 2 plus 6, 8. Gata, am descurcat. 8. Acum mă duc la 10. O 10, una și cu 5. Una, o 10 și cu 50. Cu așa cum a zis, 1 cu 5. 1 plus 5. Cât face 1 plus 5? 6. Și la 10 arunc cu 2, pun și eu cu asta. Și acum, 2 plus 3, ia să vedem, 2 plus 3, 2 plus 3 egal cu 5, da? 2 plus 3 egal cu 5. Răspunsul, 568. Am avut o șmecherie. Deci i-am adunat un pic pește de la capăt. Pește ultimii. 12 cu 6. Da? Și sterg tabla, turmă la ăștia la alții și până la sfârșit sutele. Ia, Victor, mai pune-mi o navă, că totul se pare că din ce în ce mai grele. Minus acum. Vai! 31. Uau, ce mi-ai făcut? Dar așa se fac și eu. 6, scăzut 1. 6, scăzut 1, cât face 6, scăzut 1, să mă ajuți. Din 6, dacă scau pe 1, dau din 6, 5. Bun. Din 5, dacă scapi 3, din 5, dacă scapi 3.